Ana, periplul nostru da, prin târg. Am ajuns la bijuterii. Începem la cu bijuteriile astăzi. Da, da, da. Am observat aici niște gulerașe. Se poartă la nebunie gulerele astea, aplicate peste cămâși, peste rochițe. Aceste gulere, într-adevăr, sunt lansate încă de anul trecut. Este moda asta cu gulerele aplicate și arată într-adevăr foarte bine. Pot fi purtate și peste cămăși și peste rochii. Deci, într-adevăr, dar știi care este problema cu aceste gulere? Că asta e o modă care trece. Da. Trece foarte asta repede, am vrut să subliniez. Și depinde foarte mult. Trebuie să știi, nu știu, sunt niște lucruri pe câți care le mai să investești pe exact. Sezon, știi? Sunt lucruri exact. Care se vor purta, se poartă și se vor purta tot timpul și lucruri care apar și exact. Pleacă exact. Imediat, pleacă instantaneu. Așa cum da. Exact. Corect. Uite, vezi, ele se cumpără la bucată. Ăsta de exemplu este 50 de lei și tot felul cu volănașe, cu mai știu eu ce. Deci ele sunt foarte ok să le porți cu tot felul de rochii. Dar mare mi se grijă... pare un pic fashion victim, așa. Păi asta e. Deci trebuie să fii totuși... Să știi cum să le alegi și cum să le porți. Pentru că s-ar putea, dacă ai prea multe accesorii pe tine, pe urmă dai în altele. Ca o varză. Știi? Adică exact o să fii ca o varză. Exact. Și nu vrem asta, știi? Eu aș recomanda, în loc de gulerele astea, aș recomanda mai degrabă genul acesta de coliere, știi? Colierele statement, care sunt cu figurine de-astea foarte mari, metalice, știi? Și care pe o rochie neagră, roșie, albastră, verde, ele dau foarte bine, vezi? Suntem în paradisul paradiselor, da? Pantofi și genți. Clar, și deja da. Mie îmi joacă ochii în cap. Exact, chiar pusesem ochii pe ceva exact mai devreme. O firmă din Constanța e aici. Exact. Din câte am înțeles, e de renume, nu? Da, lumea o știe. Îmi place funghița asta da, stilizată. Da, și mie îmi place. La nebunie. Foarte. Și am observat că tocul ăsta a început să se poarte din nou. Da, revine, deși vreau să spun că româncele încă sunt obsedate de platformă. Da. Aici e nebunie. Culoare. E frumos asta, da. Nu? Uite, culoarea uite cât de bine place merge mie. La ținuta ta. Alb-negru asta, și da. Cu accentul ăla de culoare de care îți povesteam. E foarte frumușică asta, să știi. Foarte drăguț. A trebuit să auzi după filmare. A trebuit, da, să mai dăm un tur. După filmare, să știți că noi aici rămânem. Aici ne uită Dumnezeu. Ia zi, pe ce să mai pic ochii? Uite, îmi pic ochii pe o pereche de încălțări. Da? Care sale? Ia. Ăștia, care sunt clasici. Întreb, se mai poartă? Bata, un pic spre bărbătesc, așa. Se poartă, mai ales puștoaice ne poartă asta cu blugi, cu uh-huh. geci. Asta e răzdrăguță. Uh-huh. Știi, cu genul ăsta de... Împletitură asta. Împletitură, da. Și uite, mai îmi place și foarte plicul ăsta. Apropo de ce spuneai tu de aplicațiile astea mari. Da, și astea sunt astea-s bune, că se vede uh-huh. ele. Calitatea, știi? Da. Calitatea. Produsului. Și prețul? Prețul este 85 RON. E ok prețul. Fii atentă. Aici, da, vreau să mă opresc la culoarea asta. Care mă nebunește. Și stilul ăsta... Asta e pentru tine că ești mai tinerică. Așa. Asta e pentru mine că-s mai bătrânică. Uite. Cred că ți-arăți vârsta, uite, dar dacă tu zici... Uite, zi, nu-i mișto? Eu cred că mai degrabă asta. Da. Eu te cred, dar cu galben, zău? Super. Eu zic că merge. Da, noi la bărbați nu ne gândim deloc. Hai să ne gândim un pic adică și la ei. Ei ce au? Adică, ar, ar trebui să învețe și ei un pic okay, poate din ne rubrica domnul, noastră care de sunt, astăzi. Care sunt tendințele la bărbați? Pe ce au pus mâna constanțenii? Da, ce se vinde mai bine? Da, care ce se vinde mai bine? Astea, da? Astea? Atât? Te-ai uitat nu bine. Nu s-au băgat deloc uite, la culoare? Mie îmi place, de exemplu, păi da, genul ăștia. Sunt superbi ăștia.
bărbații din ziua de astăzi am văzut frumos. Că se împart în două categorii. Sunt aia care le încearcă pe toate și sunt așa o explozie de culoare și ăștia care au rămas terni așa și nu. Mai depinde, încearcă mai nimic. Trebuie depinde iar, știi că îți spuneam eu ție, depinde de unde, ce faci, cine ești și ce faci. Corect. Uite, fii atentă. Corect. Deci asta e un micul meu univers. Deci mie îmi plac mănuștile la nebunie. La asta mă uitam acum. Și vreau să spun că le port, deci le port așa cu de toate, îmi place foarte mult. Da, uite-le pe astea, pentru motor, pentru mașină. Dar ești mai colorată. De ce? Și uite din piele de piton, fii atentă. Vai, cum sunt astea. A? Sunt nebunie, nebunie sunt. Astea sunt recomandările noastre. Nu vă feriți în a purta mănuși pentru că sunt o completare a ținutei odată și dau foarte, foarte multă culoare și sunt și foarte, cum să spun eu, te și protejează, îți protejează mâna. Absolut, pentru că la frig. Odată ce stai afară, frig, se usucă pielea, e bine să vă protejați mâna. Deci sunt și folositoare și sunt și un statement de fashion. Ai văzut și gențile cu ținte. Se mai poartă țintele astea, că m-am înnebunit peste tot. Măi, se poartă în continuare. Româncele cumpără în continuare pantofi. Uite, chiar și cizmele i-am cu văzut. Ținte, gențile cu ținte. Uite deci, aici, pantofi cu ținte. Sunt, da, peste exact. Tot sunt ținte. Da, dar ce să spun, dacă a prins foarte bine moda mie la noi. Mi-e frică un pic de țintele astea, eu cred că vor dispărea sunt, așa brusc. Sunt sezoniere, într-adevăr, sunt. Dar uite-te, dacă, deci dacă te uiți peste tot, da, le vezi. Trebuie să fie totul glitter, așa. Da, totul glitter.